Mă bucur să vă salut din nou. Cu bună dimineața. Se potrivește? Da, pentru unii se potrivește. Da, probabil că ați dat așa un refresh atenției dumneavoastră, ați avut parte de odihnă. Mă bucur să ne revedem în această ocazie de după amiază. Fratele Adrian a spus ceva legat de impresiile dumneavoastră cu privire la întâlnirea noastră din dimineață. Nu știu ce a aflat dumnealui între timp, cât de bine sau nu informat este, dar trebuie să vă mărturisesc faptul că pentru mine prezența într-o comunitate ca în sabatul acesta ridică o provocare specială. De ce? Atunci când aveam district, când aveam comunitățile mele, pe de o parte cunoșteam comunitățile, pe de altă parte aveam un plan de predicare și din punctul acesta de vedere cam bănuiam ce ar fi potrivit să vorbesc într-o ocazie sau alta. Însă în momentul în care vin într-o comunitate ale căror frământări, preocupări, bucurii sau dureri nu le știu, atunci simt că calc așa pe un tărâm instabil. Și asta mă face să îl rog mai mult pe Dumnezeu să mă conducă, să mă călăuzească și să mă inspire în rostirea mesajului potrivit. Dacă ceva din ce am vorbit dimineață s-a potrivit cu nevoile dumneavoastră, slavă Domnului! Am încercat să mă gândesc pentru acum, după amiază, care ar fi cel mai potrivit mesaj. Și pentru că îmi plac ocaziile de după amiază să fie așa ceva mai atipice, o să încerc să aduc pe lângă mesajul biblic ceva mai multe experiențe și toate acestea le voi face având un anumit scop. Și scopul este dat de o imagine cu care am rămas în minte de dimineață. Dimineața când am urcat la amvon, într-una dintre ocazii, nu mai știu dacă la ora de rugăciune sau la 11, la 12, mi-a rămas în minte o anumită secvență și vreau să vi-o relatez. Da? Când am intrat pe ușă, pe ușa aceea și am început să vin pe coloară, am privit așa sala și am realizat, am conștientizat că comunitatea dumneavoastră este caracterizată de experiență. Experiența care este dată de culoarea părului sau de absența lui. Da? O comunitate plină de experiență. Oamenii, ați adunat multă experiență de-a lungul anilor aici. Mai aveți și câțiva care pot beneficia de experiența dumneavoastră, au de învățat, dar cam asta e trendul din câte văd. Și se întâmplă uneori într-o comunitate, într-un mediu de felul acesta, pe lângă nota aceasta apreciativă a experienței, să se furișeze așa încet, dar sigur, un oarecare simțământ. Și acum eu nu știu cât de puternic este aici, dacă risc sau nu, dar asta e, îl spun, îl pomenesc. Și anume, domne, privim cândva în trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, și avem așa o nostalgie, domne, ce vremuri, ce timpuri. Am văzut acolo în cămăruța de urcare spre amvon o poză mare cu o curte plină de frați, de surori, de tineri. Domne, ce vremuri era odată, ce... Și acum cum e? Cum se vede, zice o soră. Da? Cum se vede? În spatele acestui cum se vede, foarte bine a spus, în spatele acestui cum se vede, se poate ascunde așa un gen de blazare, așa, de neputință, de istoveală, de dorință neîmplinită. Ah, ce frumos era cândva, dar astăzi parcă nu mai merg lucrurile așa ca altă dată. Nu știu dacă experimentați ceva din ce am pomenit eu până acum, dar uneori se întâmplă asta. Și eu zic că e de bine. De ce? Când experimentăm, când avem gândurile astea că
parcă ceva nu e cum a fost odată și ne-ar plăcea să ne reîntoarcem la o anumită realitate plăcută, e de bine. Și aș vrea să vă spun de ce e de bine. Pentru că asta înseamnă că încă n-am murit de tot. Este un semn al faptului că nu suntem morți, suntem încă vii. Pentru că numai vii au capacitatea de a compara, de a aspira și de a-și dori mai mult. Dar întrebarea pe care aș vrea să ne-o punem împreună în această seară, în această după-amiază, este: Dumne, cum am putea să ducem dincolo de punctul acesta întrebarea sau dorința noastră de mai bine? Nu? Cum putem să o ducem dincolo? Că acum a constata o realitate nu e mare scofală. Nu? Știți că se spune că oamenii sunt de două feluri. Oameni de tip termometru, ăștia ți arată întotdeauna temperatura. Da? Spun, e frig, e cald. Da? Mai rar spun că e bine, dar mai greșesc câteodată și spun și că e bine. Da? Oameni care indică o anumită stare de fapt. Dom'le, uite că așa e. Acum, nu e mare scofală să fii un om de tip termometru. Trebuie să ai puține abilități, puține cunoștințe, un oarecare simț și gata, poți să fii om de tip termometru. Însă sunt și oameni de tip termostat. Ce este termostatul? Termostatul este instrumentul ăla care știe să citească temperatura, ca și termometru. Numai că pe lângă faptul că știe treaba asta, să citească temperatura, asta e bine, asta e rău, da? Asta e cald, asta e rece, da? Mai face ceva. Reglează, știe să dea niște comenzi acolo, știe să acționeze într-un fel sau altul și în momentul în care este foarte cald, el știe să aducă temperatura la valori confortabile și dacă este rece, de asemenea știe cum să facă să crească temperatura. Eu cred că biserica noastră în general și comunitatea dumneavoastră în special are nevoie de oameni de tip termostat. Nu doar termometru, că la asta e ușor să ne pricepem și să ne dăm cu părerea cu toții. E bine, întâlnesc pe paginile Scripturii un personaj de care îmi place foarte mult și aflăm istoria lui în Iosua, capitolul 14, ne aflăm după ce țara minunată despre care am cântat un imn propus într-un mod absolut providențial, da? Țara minunată despre care visau părinții lor de atâtea generații, iată că este gata să fie dată în stăpânire, deja începuse să fie țara împărțită între diferite seminții ale poporului Israel. Și aici în capitolul 14, de la versetul 6, citim așa: Fiii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, i-a zis: Știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei, care se suiseră împreună cu mine, au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul prin astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie ca să merg în fruntea voastră. Și acum intervine partea cea mai interesantă a pasajului. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel, Caleb, fiul lui Efune, chenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Kiriat Arba. Arba fusese omul cel mai mare dintre anachim și țara s-a odihnit de război. Vă place? Nu v-ați trezit încă?
Vă deranjez cumva? Meditați? Dragii mei, e un pasaj extraordinar acesta. Și vreau să vă spun de ce îmi place. De ce îmi place pasajul acesta? Fiecare dintre noi avem propriile noastre sensibilități, propriile noastre criterii de acțiune și de colaborare. Eu am trei lucruri pe care le spun celor cu care intru în contact și trebuie să colaborez pentru o bucată de vreme, la care țin foarte mult. Unul dintre ele este acela că îmi plac lucrurile logice și ajung într-o oarecare zonă de disconfort în momentul în care ceva nu pricep noima unor lucruri. Poți să faci orice ai face, dar trebuie să-mi explici de ce ai făcut lucrul acela. Dacă ești în stare să-mi demonstrezi că 2 cu 2 fac 7, eu sunt gata să accept asta. Numai spune-mi, demonstrează-mi. A doua chestiune la care am alergie este situația în care cineva încearcă să cosmetizeze realitatea. Sau... Înțelegeți dumneavoastră, da? E o mare păcat, o mare tendință astăzi și le spun celor cu care intru în contact, măi, nu contează cât de mare e prostia pe care ai făcut-o, gafa în care ai intrat, încurcătura, spune-mi deschis, cinstit, corect toate lucrurile ca să știm de unde le apucăm și unde le ducem, ca să știm cum le rezolvăm. E bine, și al treilea lucru, și probabil că acesta este motivul din care îmi place foarte mult pasajul acesta, este că experimentez un puternic disconfort când aud expresia nu se poate. Nu se poate. De ce, dragii mei? Când folosim noi expresia nu se poate? Dom'le, nu se poate. Când o auzim de cele mai multe ori? Când nu vreau, zice cineva. Da? Adică este o formă în spatele căreia ascundem lipsa noastră de voință. Nu? Când mai spunem treaba asta? Nu se poate. Excelent! Dragii mei, unul din dușmanii perfizi ai zilelor noastre se cheamă comoditatea. Comoditatea. Și îl văd strecurându-se între noi și în noi din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai perfid. Și vreau să vă spun că această comoditate care își face loc în mijlocul nostru ne răpește cele mai frumoase experiențe pe care Dumnezeu vrea să ni le dea. Pentru că Dumnezeul acesta al nostru are bunul obicei sau prostul obicei după alții să nu ne așeze pur și simplu în brațe lucrurile alea mari și frumoase pe care ni le-am dorit sau le visăm. Ci Dumnezeul acesta are obiceiul de a ne pune pe noi la treabă și de a ne face părtași cu el în procesul acesta de obținere a unor lucruri deosebite, a unor lucruri speciale. Însă, comoditatea, acest dușman perfid, este foarte bun prieten cu un alt dușman. Și anume, dar nu vă spun care este dușmanul acesta, ci vă rog, mai înainte de asta, haideți să ne întoarcem puțin la Scriptură. Ce a cerut Caleb? Ce a cerut lui Iosua? Dăm dar ce? Muntele. Bun. În ce context am spus că ne aflăm? Era țara gata cucerită, dușmanii alungați peste granițe și acum haide să vedem care ce fel e vă luați. Așa stăteau lucrurile? A, nu! Țara trebuia... Încă mai erau zone de cucerit, da? Și aș vrea să te întreb, dacă ai fi într-o situație ca asta în care ai de cucerit ceva și ai pe de o parte o câmpie cât vezi cu ochii, iar pe de altă parte un munte înalt pe care mai sunt și niște cetăți întărite și mai știi că cetățile alea mai sunt și locuite. Și partea mai proastă sunt locuite de cine? De Uriaș, de Anachim. Te întreb, ce ai alege? Știți, a fost un episod în Scriptură în care stau de vorbă doi bărbați și constată că nu mai pot merge împreună. Și au la fel țara în față. Și primul dintre ei are șansa să aleagă. Și ce alege? Câmpia. De ce? Păi era mănoasă. Și în conformitate cu obiceiurile vremii, obiceiurile de trai, nu? Sursa de trai, cea mai consistentă era agricultura, creșterea animalelor, nu? Păi era de la sine înțeles să-ți dorești o câmpie mănoasă pentru că
În felul acesta era atins în mod facil, în mod ușor, și auziți ce spun acum, interesul personal. Interesul personal. Și dragii mei, astăzi suntem într-o luptă zilnică, continuă, perpetuă, între a ne urmări interesul personal și interesul lui Dumnezeu. Între a da curs comodității noastre și a face niște lucruri semnificative pentru Dumnezeu. Însă lucrurile astea nu se împacă. Adică a face ceva semnificativ pentru Dumnezeu vis-a-vis de comoditate sau de interes personal nu merge. Trebuie să alegi ori una, ori alta. Și iată că este pus Caleb în fața acestei alegeri. Tânărul, vânjosul, entuziastul Caleb. Am spus tânărul, da? Câți ani avea? Ați reținut? 85 de ani. I-am spus fratului Moisan după momentul de prânz că, uitându-mă așa la dumnealui și la participarea la școala de sabat, m-a apucat dorul de pensie. Da? Și sunt momente uneori în care tot vârtejul în care mă aflu mă face să spun, să ajung acasă spre seară, să-i spun soției: ah, drag, dar abia aștept să ajung la pensie. Dar ce face pensionarul acesta? Caleb se duce la Iosua și îi spune: măi Iosua, uite, știi ce? Ne cunoaștem de o viață, măi Iosua, uite, ți-aduce aminte când am fost noi doi și am iscodit țara Canaanului? Știi ce buni prieteni suntem noi acum? Pe lângă asta, Domnul mi-a și promis că are grijă de mine. Hai, măi Iosua, acum că ai ajuns și tu mare șef al poporului și știi, nu mă uiți, dă-mi și mie o câmpie mai pacip aproape, că pe deasupra mai am și 85 de ani. Așa face Caleb? Nici pomeneală, dragii mei. Nici pomeneală. Ci Caleb spune, se uită, vede muntele Hebronului și ce spune? Pe ăsta-l vreau. Și în acest moment aș vrea să te întreb, care e muntele tău? Îl ai? S-a pierdut pe undeva printre degetele confortului personal, al interesului personal? Ți s-a pierdut cumva muntele ăsta printre nostalgii, că ce bine a fost odată, îl mai ai? Sau nu? Dragii mei, vreau să vă spun că a avea un munte înalt înaintea ta nu este o chestiune care ține de vârstă. Asta este lecția pe care ne oferă Caleb aici, este una dintre cele mai elocvente lecții. El ne spune că un munte poate să fie cucerit indiferent de vârsta pe care o ai. Și noi ne referim la vârstă aceasta de 85 de ani ca o potențială limită, ca un potențial obstacol. Dar trebuie să știm că în calea unui vis pe care Dumnezeu ți-l pune în minte, nu există obstacol. Este una dintre marile lecții ale acestui pasaj. Și eu cred din toată inima că ați avut parte de-a lungul vieții dumneavoastră de dovezi care susțin afirmația pe care tocmai am făcut-o. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri, câteva exemple ale acestui mod de a proceda al lui Dumnezeu. Cel care pune în mintea ta un vis și după aceea este în stare să-ți dea putere să-l atingi. Eram în primul district și aveam acolo o grupă de frați care în fiecare sabat mergeau pe jos și traversau dealul de la Lucieni de Argeș și la Văleni Dâmbovița. Și după o perioadă de timp am spus: măi fraților, haideți să înființăm o grupă aici la dumneavoastră. Și am înființat împreună o grupă acolo și cu ajutorul lui Dumnezeu, cu susținerea mai multor frați, în câțiva ani de zile grupa a ajuns la 30 de persoane. Dar oamenii ăștia erau atât de săraci acolo în locul în care se aflau, încât cea mai mare cameră a unuia dintre ei era de-a dreptul neîncăpătoare pe timpul iernii. Trebuia să scoatem ușa din balamale, să o dăm la o parte, în așa fel încât și cei care erau pe hol să poată asculta cuvântul. Ne bucuram tare mult când venea primăvara, că ne adunam sub
un acoperiș sub un șopron unde un alt frate avea un banzic de făcut scândură. E bine, și ne-am apucat de un lucru nebunesc raportat la posibilitățile dumnealor. Am spus să facem o biserică. Și cine auzea, dumneavoastră, cu cine faceți biserică acolo? Vă rog să vă gândiți la faptul că în locul acela niciunul dintre membrii acelei comunități nu avea un serviciu stabil, nu era angajat. Unul singur dintre ei avea o coajă de mașină, o dacie prăpădită din care cădeai dacă nu erai atent. Și în aceste condiții, cu cine să faci biserică? Și ne-am rugat împreună cu frații de acolo pentru lucrul acesta și am avut un simțământ puternic că trebuie să începem. Știți care a fost rezultatul? N-a fost ușor. Adică, nu, mi-ar plăcea să vă spun acum, fraților, și după ce ne-am rugat, a venit cineva cu cheile în mână într-o sâmbătă și ne-a spus, uitați aici cheile bisericii de care aveți nevoie. Nu s-a întâmplat așa. Acum, noi nu cunoaștem toate detaliile istoriei, dar nici nu-mi imaginez că s-a trezit Caleb într-o dimineață și când s-a uitat, nu mai era niciunul pe muntele acela. Nu cred că s-a întâmplat asta. Dar fiecare luptă pe care am avut-o de dat a fost o nouă descoperire a puterii extraordinare pe care o are Dumnezeu. Și vreau să vă spun că niciodată din momentul în care am început construcția acelei bisericuțe, nu am stagnat lucrările pentru că n-am avut bani. Niciodată. Da, au fost câteva momente, câteva sincope pentru că n-am avut oameni. N-am avut meseriașii cu care să mergem înainte, dar nu pentru că n-am avut bani. Întotdeauna Dumnezeu a lucrat și am avut o bucurie extraordinară, o bucurie oarecum amestecată. Ultimul sabat de păstorire în locul acela a fost primul sabat în care am intrat în noua biserică. Da? A fost o experiență extraordinară. Era acolo în localitatea aceea, în satul acela în care locuiau frații, era un om care era destul de îndrăgostit de viciile acestei lumi. Dar soția dumnealui era adventistă și pentru că fiecare dintre frații de acolo trebuiau să dea o mână de ajutor la construcție, dânsa se simțea cumva obligată, că nu putea să ajute fiind femeie, avea și niște probleme de sănătate, dar îl trimitea pe soțul dumneaei. Și dumnealui, soț ascultător, venea și lucra în locul dumneai la biserică. Și mi-aduc aminte că săpam la bazinul de botez împreună cu dumnealui. Și săpam și vorbeam și discutam. Și așa se face că a fost bazinul ăla mai adânc cu vreo 20 de centimetri decât ar trebui. Dar în timp ce săpam acolo, îl întreb, îi spun fratelui nostru, fratelui, domnului. Zic, măi, neacutare, zic, noi săpăm aici la bazinul ăsta de botez. Și o să vină oameni să se boteze. N-ai vrea dumneata să fii primul? E, frate, eu știu, dacă o vrea Dumnezeu drăguțul, păi zic, vă spun eu că Dumnezeu drăguțul vrea. Numai că trebuie să vrei și dumneavoastră, că Dumnezeu drăguțul nu vă aruncă aici în bazin. Trebuie să vă... Și am plecat de acolo cu frustrarea că dumnealui nu a făcut pasul acesta. Au trecut ani. Și primesc un telefon de la sora Constanța. Și ne, frate, trebuie să veniți neapărat până la noi. Dar ce s-a întâmplat, sora? Soțul meu s-a hotărât să se boteze și a spus că nu coboară acolo în bazin decât cu dumneavoastră. Ce minune! Nu? O părea un munte de netrecut. Și Dumnezeu a lucrat. Și omul acesta, care era renumit, cunoscut pentru ceea ce nu reușea să lepede, a coborât în apa botezului și a rămas un om credincios Domnului. Într-o comunitate, vă dau un alt exemplu, o comunitate se confrunta cu o situație de nedorit, rămăsese fără tineri, mai știți vreo comunitate din asta? Și își puneau întrebarea ce să facă. Și în contextul acesta, câteva surori din comunitate și-au luat hotărârea să facă o specială oră de rugăciune pentru asta. Și s-au rugat o perioadă destul de lungă de timp și știți care a fost rezultatul? La un moment dat, în urmă cu câțiva ani, au venit la noi reprezentanții comitetului acele comunități și ne-au spus, fraților, ce soluții avem pentru că nu mai avem loc, am mutat și corul la amvon ca să facem loc și nu mai avem loc în comunitate. Iată muntele acela înalt.
Sunt atâtea și atâtea situații în care Dumnezeu este gata să intervină și să lucreze și să ne dea, să ne ofere mai mult decât gândim sau sperăm noi. Am fost de curând într-o situație să discut o aprobare de prelungire a unor contracte pentru școlile pe care le avem în București și vreau să vă spun că am plecat din locul acela absolut șocat, bulversat de modul în care poate să lucreze Dumnezeu. Pentru că m-am dus să văd cum am putea să rezolvăm situația aceasta și când am ieșit din locul acela, am plecat cu o perspectivă mult mai largă a lucrurilor pe care le poate face Dumnezeu decât mi-am imaginat. Nu doar niște aprobări pentru prelungirea unor contracte, ci mult mai mult decât atât. Ce înseamnă mult mai mult decât atât nu vă pot spune acum, dar sper să vă spun data viitoare când vin la Câmpina. Pentru că sunt încă niște lucruri pentru care mă rog și lucrăm și ne luptăm și trebuie să le așezăm în cel mai potrivit context. Haideți să vă mai spun două lucruri înainte de a merge mai departe și de a ne apropia și de încheiere de altfel. Uneori lucrurile nu funcționează exact așa cum le gândim noi și cum ni le-am dori. Uneori trec ani de zile până când se întâmplă. Și Dumnezeu ne pune la probă răbdarea și credincioșia și tenacitatea noastră. Mă uit la Ciprian că e parte a multor experiențe pe care le-am avut într-o oarecare măsură și știe că de ani de zile se căuta un teren potrivit pentru taberele de exploratori. De pe vremea când eram eu la tineret, am ajuns să spun asta de foarte mult timp în urmă. Dar și am fost cu Ovidiu pe nu știu câți mâni și am căutat și n-am găsit nimic și la un moment dat chiar ne pierdusem speranța. Dar grație tenacității acestui om, Dumnezeu ne-a dat un dar extraordinar, un teren nemaipomenit la Dragoslavle. Lucru care s-a întâmplat. Și spunând lucrul acesta, mi-aduc aminte de o altă experiență. Pe vremea când lucram la tineret, am aflat că la Moieciu se vinde terenul de vis-a-vis, dealul de vis-a-vis. Și aflând lucrul acesta, m-am dus entuziast la colegii de comitet și le-am spus, măi, se vinde terenul de vis-a-vis și ar trebui să facem cumva să-l cumpărăm. Și după discuțiile care au avut loc și votul care s-a luat, care credeți că a fost răspunsul? Nu se poate. E uriașul prea mare. E muntele prea înalt. Și ce să mai faci? Știți, David, după ce a murit copilul, s-a bărberit, s-a spălat și asta a fost. Da? M-am necăjit o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și mi-a trecut ce era să fac. Și mi-a trecut în mod special după ce am auzit că s-a vândut. Da? Și că, ce să-i mai... N-ai, dacă s-a vândut, s-a vândut. A mai trecut vreun an de zile de la momentul acela și mă cheamă la gard, vecinul de lângă noi, care de fapt era proprietarul terenului de vis-a-vis de vânzare și spune, domnul Robert, mai sunteți interesat de terenul ăsta care l-aveam de vânzare? Păi zic, cum adică, nu l-ați vândut? Păi haide să vă spun, nu l-am vândut de tot. Păi ce ați făcut? Păi zice, am făcut un antecontract și cel care a vrut să-l cumpere s-a ocupat de toate actele, că eu n-aveam cadastru, n-aveam alte lucruri, i-am luat un avans de la el și el s-a ocupat de toate documentele de care aveam nevoie. Și după ce au fost documentele gata, când să mergem la notar, a venit omul și mi-a spus, domne, nu pot să-l mai cumpăr, că a intervenit un necaz, o problemă în familia mea, era un pragul divorțului și renunț la tranzacție. Și s-a încheiat totul. Și ce acum, dacă nu-l mai cumpără dumnealui, m-am gândit că poate îl vreți dumneavoastră. Păi și cât ne costă? Păi ce știți, atunci când am discutat prima dată, erau prețurile mai sus, dar între timp au mai scăzut, nu vi-l mai dau cu atât, vă mai las ceva la preț. Și acum, dacă tot am luat avansul de la domnul dinainte, o să vă scad în preț și avansul pe care l-am luat de la dumnealui. Înțelegeți? Și m-am dus iarăși în comitet. Și de data asta răspunsul a fost cu totul altul. Și am priceput de ce Dumnezeu a lucrat în ocazia anterioară așa. Nu? În felul acesta lucrează Dumnezeu.
Dar într-un mod neașteptat, dar întrebarea este, ce am eu de făcut într-o situație ca asta? Eu, Calebul din ziua de astăzi, păi primul lucru pe care trebuie să-l fac este să nu încetez să visez înalt. Să nu încetez să am aspirații dincolo de limitele sau de posibilitățile mele. Și, dragii mei, în această după-amiază vă încurajez din toată inima. Fixați-vă, puneți-vă ținte înalte, dincolo de părul alb pe care îl aveți, dincolo de numărul anilor, dincolo de numărul de scaune goale. Puneți-vă ținte înalte pentru că asta dorește Dumnezeu de la noi. Uneori pare un lucru absolut nebunesc să pui astfel de ținte. Dar vreau să vă spun din toată inima că lui Dumnezeu îi plac nebuniile noastre. Într-o noapte nu aveam somn și am început să pun pe hârtie cam care sunt obiectivele pe care conferința noastră le are. În momentul de față începute într-un anumit stadiu sau ca idee discutate, dar nefinalizate. Și cam care ar fi aspirațiile noastre. Și le-am pus pe hârtie pe toate unul după altul și am făcut și o estimare a costurilor și când am făcut totalul, știți cât mi-a dat? Aveți idee? Are cineva o bănuială? Îmi dați o estimare? Nu îndrăzniți? 50 de milioane de euro. Și când am uitat pe lista asta și am văzut totalul, am spus, nu, tu ai început deja să visezi, ești treaz, dar visezi, trebuie să te culci. Dragii mei, vreau să vă spun că din momentul acela sunt frământat de următoarea întrebare. Ce înseamnă pentru Dumnezeu 50 de milioane de euro? Ce înseamnă? Înseamnă nimic. Și auziți, eu nu îndrăznesc să visez la ce? La nimic. De ce n-am visat la lucrurile acestea? Și începând din momentul acela am început să mă rog în mod serios ca Dumnezeu să găsească soluții pentru toate aceste planuri pe care conferința noastră le are. Unul dintre ele fiind chiar aici la Câmpina. Da? Și eu cred din toată inima că atunci când oamenii lui Dumnezeu care suntem noi visează înalt și se pun la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu este gata să facă minuni. Este gata să facă minuni. Nu pot să nu vă mai spun încă ceva. Vă spuneam că săptămâna trecută am fost cu doi tineri în sediul asociației Respiro, pe care am înființat-o cu ani în urmă împreună cu Gabi Iarca. Și cu ocazia aceasta le povesteam istoria acelui loc. Da? Și care este istoria locului acela? Doi frați au dorit să doneze un spațiu conferinței pentru a se amenaja acolo un mic restaurant vegetarian, spațiu fiind destul de strâmt. Și la momentul acela, comitetul conferinței n-a găsit resurse pentru chestiunea asta, e destul de greu de găsit pe cineva care se priceapă la așa ceva și care să transforme locul acela în sensul dorit de donatori. Însă, noi tocmai înființam asociația asta de tineret și nu aveam sediu. Și mi-a venit o idee, ce ar fi să-i rugăm să ne dea spațiul acesta pentru acest sediu. Și în ciuda anumitor rezerve pe care le-au avut unii dintre colegii mei, am mers înainte și am discutat cu cei doi. Și rezultatul discuțiilor, una a fost foarte scurtă, câteva minute, cealaltă a fost ceva mai amplă, dar după final a spus, gata, vi-l dăm. Și m-am dus acolo să-l văd, efectiv, undeva la 5 minute de metrou Universitate, în centrul Bucureștiului, și când am ajuns acolo, o clădire veche, am intrat, era așa ca un fel de hrubă cu un aer din acela ponosit și am intrat acolo și uitându-mă în dreapta, în stânga, nu mai puteam de bucurie. Și trezorierul care era cu mine zice, te bucur tu, te bucur Robert, dar să știi că n-avem niciun ban în buget pentru treaba asta. Și am spus, băi, dacă Dumnezeu a îngăduit să ni-l dea, eu știu că Dumnezeu face treaba asta nu doar ca să schimbe proprietarii unei dărăpânături. El are un scop cu treaba asta. Și în curând am văzut care este scopul lui Dumnezeu. Am făcut curățenie acolo cu câțiva tineri și a venit o tânără care tocmai terminase facultatea de design interior și am rugat-o să ne facă un design pentru interior, spunându-i cam ce vrem. Și după ce a luat măsurile și a luat act de ceea ce i-am propus noi, vine întrebarea aceea fatală. Exact. Și câți bani aveți pentru
renovarea asta, ca să știu la ce nivel proiectez. Mă, fraților, ce să-i spun, că eu n-aveam bani să o plătesc pe ea, dar să fac lucrarea. Și i-am spus, zic, uite, nu vreau să fie ceva extravagant, dar vreau să proiectez la cea mai bună calitate, pentru că aici este pentru tineri, pentru Domnul, trebuie să fie ceva atractiv, trebuie să fie ceva frumos, tu fă ce poți mai bine. Și zic, nu pot să-ți spun în momentul de față un buget, dar tu dă-i înainte și proiectează. Și dragii mei, până a terminat ea de proiectat, am primit 72.000 de euro printr-un proiect care viza amenajare, renovare, plus o serie întreagă de activități pe care le-am urmat să le desfășurăm în locul acela. Și dincolo de acel moment care a însemnat deschiderea acelui loc, s-a întâmplat că am intrat într-un parteneriat cu alte două entități și în virtutea acestui parteneriat a fost câștigat un proiect de 2 milioane de euro de stimulare a antreprenoriatului în rândul tinerilor, iar în baza acelui proiect ne-am făcut toate dotările de care aveam nevoie acolo. Era ceva ce nu se putea imagina. Un exemplu, un amănunt, da? Am cumpărat cu ocazia aceea o multifuncțională, un Xerox mare, color, pe care conferința nu și-l permite nici astăzi. Dar noi l-am avut acolo. De ce s-a întâmplat asta, dragii mei? De ce? A visa înalt. Dumnezeul nostru este mult mai înalt decât orice vis l-am putea avea. Și dacă visurile noastre sunt inspirate de El, El este gata să se folosească de noi ca să ducă la îndeplinirea acestei visuri. Cu două condiții. Și aș vrea să punctez aceste două condiții esențiale. Pentru că în pasajul acesta citesc așa. Este ca un refren care apare din nou și din nou pe parcursul pasajului pe care tocmai l-am citit. Și ultima parte a versetului 14, de exemplu, spune așa. Pentru că, și aici este un mare secret, pentru că, ce anume? Pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Dragii mei, acesta este un lucru absolut esențial pentru atingerea unui vis. Să ne asigurăm că mintea noastră este acaparată, este hrănită, este inspirată de acest cuvânt al lui Dumnezeu în care descoperim calea Domnului. Trăim o vreme în care atât de multe gunoaie tind să inunde mintea noastră și să toate aceste gunoaie nu sunt de natură să inspire visuri înalte. Acum, în timp ce eram la fratele Cătălin, am primit un mesaj din partea unui coleg și mi-a redirecționat un clip care zice, uite, circulă clipul ăsta pe grupul bisericii cutare. Ce poți să-mi spui despre el? Nici nu vă spun ce era în clipul ăla. Un nefericit care și-a pierdut busola și morală și spirituală și de alte feluri, nu mai pomenesc, se apuca să decupeze dintr-o secvență o anumită bucată și să o livreze ca adevăr absolut cu privire la decăderea Bisericii Adventiste de ziua șaptea și a conducerii ei. Și clipuri de felul acesta circulă. Aproape săptămânal mai apare câte o trăznaie. Dacă lucruri de genul acesta îți rănesc mintea ta, de unde să-și mai facă loc visurile înalte pe care Dumnezeu vrea să ți le dea? Dar dacă mintea ta este hrănită de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum era hrănită mintea lui Caleb, atunci cu siguranță că orice vis înalt poate să fie împlinit. Și vreau să mă întorc puțin din punctul acesta spre momentul în care Iosua și Caleb fac parte din delegația care iscodesc țara Canaanului. Este un lucru care pe mine m-a frământat foarte mult. Au plecat 12 bărbați din Israel să iscodească țara. Ce fel de bărbați erau ăștia? Căpetenii, oameni zdraveni din toate punctele de vedere. Și ce s-a întâmplat, dragii mei? Că în momentul în care s-au întors acasă și au venit înaintea poporului cu raportul acela, efectul misiunii lor, al lucrării lor, a fost că tot poporul a început să se jelească și au spus ce?
Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să ne întoarcem acasă, că nu se poate. Ne așteaptă faraonul cu flori, dincolo, pe malul Mării Roșii, da? Nu se poate. Și mi-am pus întrebarea, ce s-a întâmplat în mintea acestor oameni zdraveni, care au plecat sănătoși și s-au întors bolnavi înaintea poporului? Știi ce s-a întâmplat? Ellen White vorbește în relatarea acestui pasaj și spune trei lucruri extrem de importante. Primul dintre ele, când au văzut țara, știți care ce a fost în mintea lor? Au văzut țara frumoasă, mănoasă, lapte și miere, curgând, metaforic, bineînțeles vorbind. Spune că li s-a îngânfat inima și au spus, asta este țara pe care o merita. Dați-mi voie să folosesc o expresie foarte colocvială. Li s-a suit la cap. Și dacă este ceva ceea ce poate să roadă la rădăcina visurilor înalte, este autosuficiența, dragii mei. Ideea că ești cineva, că nu mai e nimeni ca tine, că tu ești buricul pământului, că tu ai dreptate, că tu vezi corect lucrurile și toți ceilalți nu. Da? Și din păcate, acest sistem, această paradigmă de gândire își face loc în mintea multora dintre noi și reprezintă subiectul multor animozități din bisericile noastre. Eu am dreptate, eu sunt cineva. Dacă se întâmplă cumva să te lezeze cineva cu ceva, vai de mine ce mare problemă e. Păi de ce e? Că dacă tu te-ai considera un om normal sau un nimeni, n-ar fi așa mare problemă. Dacă tu ești buricul pământului, normal că te simți lezat când cineva îl spune dă-te mai încolo. Nu? Și de aici pleacă multe din problemele și din problemele de astăzi, ale noastre. Spune că li s-a îngânfat inima, această îngânfare, autosuficiență absolut păguboasă. Cel de-al doilea pas, foarte interesant, este că l-au scos pe Dumnezeu din afara preocupărilor lor. Cum s-a întâmplat asta? Păi dar e foarte simplu, e logic. În momentul în care tu ești totul, pe unde mai e Dumnezeu? Eventual așa, niște rugăciuni pe care le faci o dată pe săptămână. Dar Dumnezeu nu este centrul vieții tale. Nu este temelia vieții tale și nu este ținta vieții tale. Și uitați cât de perfid este cel rău. După ce Dumnezeu a fost împins la periferia preocupărilor lor, o rugăciune fugară dimineața și seara, o închinare formală în sabat la biserică și atâta tot, știți care a fost următorul pas? Spune că diavolul le-a deschis ochii. Interesant. Și au văzut țara, aceeași țară, dar n-au mai văzut-o prin ochii lui Dumnezeu, cum o vedea Caleb acum, ci au văzut ce? Anachimii, cetățile întărite, zidurile, pericolele, numai asta au văzut. Păi dar era normal să vadă așa, pentru că din ecuația acestei viziuni lipsea cine? Lipsea Dumnezeu. Însă Caleb n-a fost unul dintre ei. Și Caleb a ales în totul totului tot să urmeze calea Domnului, cuvântul clar al lui Dumnezeu care le spunea, țara asta va fi a voastră. Cu câmpie și cu munți cu tot. Și pe baza acestui cuvânt clar al lui Dumnezeu, Caleb era în stare să pună cererea lui curajoasă înaintea lui Iosua. Și ultimul element, îmi place atât de mult, versetul 7, ultima parte de exemplu, și am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Inima mea curată. Și dați-mi voie să dublez acest verset, această declarație superbă despre Caleb cu Numeri, capitolul 14, versetul 24. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Un alt duh și o inimă curată. Care e duhul de care e stăpânit în această după-amiază? Cât de curată este inima ta, cât de sinceră, cât de acerb urmărești nu interesul tău, ci interesul lui Dumnezeu. Când vom avea răspunsuri potrivite la aceste întrebări, Dumnezeu este gata să facă în noi și prin noi lucruri extraordinare. Așez înaintea dumneavoastră această provocare și vă dau această certitudine.
că indiferent de vârsta pe care o aveți, indiferent de limitările pe care le identificați, îndrăzniți să visați înalt, încredeți-vă în Dumnezeu și gustați din savoarea visurilor împlinite alături de El. Amin? Amin. Amin.